Bună ziua, stimați colegi, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, stimați reprezentanți ai ministerilor. Dați-mi voie să vă salut în speranța că suntem cu toții sănătoși, fără febră, fără alte simptome, Doamne ferește, de COVID-19. Pe această ocazie vreau să încep cu aducerea sincerilor mulțumiri medicilor de familie, ziua internațională a cărora sărbătorim astăzi, și cu adânci plecăciuni pentru angajamentul, abnegația și dedicația cu care în fiecare zi medicii de familie din toată țara au grijă de sănătatea noastră a tuturor. Dați-ne voie din numele Guvernului, din numele fiecăruia dintre noi să-i le aduc sincere mulțumiri și profundă recunoștință pentru munca depusă. Le suntem recunoscători inclusiv pentru faptul că medicul de familie ne ghidează toată viața noastră, practic, și a noastră, și a familiilor noastre, și a copiilor noștri, și devin parte inseparabilă a vieții noastre cotidiene. Stimați medici ai de familie, vă mulțumim, vă respectăm și rog să dați dovadă și în continuare de aceeași dedicație și efort pe care îl depuneți pentru sănătatea noastră a tuturor. Vă mulțumesc! Stimați membri ai Guvernului, haideți să procedem la examinarea agendei de astăzi a ședinței Guvernului. Stimate domnule Curov, rog respectuos să faceți prezentarea primului punct de pe agenda. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membri Guvernului. Atenției dumneavoastră, îmi prezint proiectul hotărârii de guvern cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziționare a vaccinului anticovid-19. Scopul acestui proiect, sunteți la curent că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de astăzi a lansat etapa 3 pentru imunizare și în scopul asigurării cetățenilor în cât mai curând, în timp cel mai restrâns cu număr necesar cu vaccin anticovid-19, venim cu o solicitare ca să aprobăm hotărârea de guvern prin care se permite achiziționarea vaccinilor anticovid-19 cu exceptare de la modele formularelor din documentație standard pentru realizarea achizițiilor publice, inclusiv modelul contractului, cât și de la formularul standard al documentului unic de achiziție european, cu acceptarea modelelor de formulare propusă de către producătorul vaccinilor anticovid-19. Motivul este simplu, fiindcă la momentul de față noi avem o singură ofertă în discuție, în negociere directă cu producătorul Pfizer. Modelul contractului, precontractului care a fost negociat, nu coincide cu cu documentația standard, cerințele legislației în vigoare. Ca să putem asigura semnarea contractului și asigurarea populației Republicii Moldova cu numărul împunător de vaccin Pfizer, solicităm aprobarea hotărârii. Solicit susținerea. Da, vă mulțumesc frumos, stimate domnule secretar de stat. Stimați colegi, într-adevăr este o decizie importantă care trebuie să o luăm astăzi. Este vorba despre negocierea pe care o poartă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu compania Pfizer-BioNTech. Este vorba de achiziționarea unui lot de 700.000 de vaccinuri și dacă nu mă înșel, domnul Curov, urmează să fie, dacă se reușește achiziționarea acestui lot, livrarea urmează a fi în trimestrul 4 al anului curent. Adică semestrul 3, exact, semestrul 3, semestrul 4. Semestrul 3, semestrul 4. Deci noi acum luăm o decizie pentru asigurarea Republicii Moldova cu numărul respectiv de vaccinuri către finele anului curent, începând cu luna septembrie, octombrie, sperăm că lotul corespunzător va ajunge în Republica Moldova. 700 doze de vaccin Pfizer presupune 350.000 oameni vaccinați cu două doze de vaccin în Republica Moldova, lucru care suntem obligați să-l asigurăm și procesul de vaccinare trebuie să continue non-stop. Repet, după datele Organizației Mondiale a Sănătății,
COVID-19 va pierde din intensitate abia către luna martie 2023. Prin urmare, toată această perioadă trebuie să avem grijă să asigurăm Republica Moldova cu cantitatea necesară de vaccinuri, care oricum va trebui persoanele vaccinate peste un 8 sau 10 luni vor trebui să repete vaccinul. Stimați colegi, luând în considerație importanța acestei hotărâri de guvern, rog respectuos susținerea dumneavoastră pentru aprobare. Cine este pentru, rog să votăm. Vă mulțumesc, aprobat. Stimate domnule secretar de stat Igor Curov, vă rog respectuos următorul punct al agendei. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului. Spre atenție dumneavoastră, se propune proiectul hotărârii cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Scopul proiectului, proiectul a fost elaborat în scopul susținerii familiilor personalului din cadrul instituțiilor medico-sanitare care au decedat în luptă cu COVID-19. Este vorba de o indemnizație unică de 100.000 de lei. În total, prima tranșă, prima grupă de 22 indemnizații unice personalului decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituției. Solicit susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc. Da, valoarea totală 2.200.000 lei. Vă mulțumesc, stimate domnule secretar de stat. Este adevărat, este prima hotărâre de guvern de acest gen, când iată că chiar și în condițiile interimatului, Guvernul Republicii Moldova își respectă angajamentul asumat față de familiile cadrelor medicale care au decedat în lupta cu COVID-19. Respectând și aducând un omagiu medicilor care și-au pierdut viața în lupta cu această pandemie, noi, în măsura posibilităților și reieșind din capacitatea de care dispune la ora actuală fondurile de rezervă și fondul de intervenție a Guvernului, am decis de comun acord totuși să alocăm o primă tranșă pentru 22 de familii ale medicilor care și-au pierdut viața în această luptă. Cu siguranță, Guvernul Republicii Moldova, indiferent sau actualul în demisie sau cel care va veni cu mandat de plin în urma alegerilor parlamentare anticipate, vom asigura în totalitate 100% familiile tuturor medicilor care și-au pierdut viața în lupta cu COVID-19. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern, rog respectuos să votăm. Vă mulțumesc, aprobat. Încă o dată, profunda noastră recunoștință pentru familiile medicilor care și-au pierdut viața pentru viața altora în lupta lor cu pandemia COVID-19. Vă mulțumesc. Stimate domnule ministru Fadei Năgăcevski, rog respectuos următorul punct de pe agenda. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul de hotărâre de guvern privind la transmiterea unui mijloc de transport. Și anume, se propune transmiterea cu titlul gratuit cu acordul Consiliului Local Budeș, municipiul Chișinău, din proprietatea statului, administrarea Ministerului Justiției, gestiunea Inspectoratul Național de Probățiune, în proprietatea satului Budești, mijlocul de transport de marca Chevrolet Trax, anul de fabricație 2013. Notez, Inspectoratul Național de Probățiune nu utilizează acest mijloc de transport deoarece are alte mijloace de transport în dotare și acest mijloc, nu, nefiind folosit, el își pierde din capacitățile sale și inspectoratul a considerat că este mai rezonabil să transmită către administrația publică locală, astfel încât să eficientizeze funcționalitatea și administrației publice locale, ori în sarcina guvernului este să asigurăm și o activitate eficientă și administrației publice locale. De ce? Rog să se reproiect. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, stimate domnule ministru Năgăcevski. Stimați colegi, într-adevăr, este o decizie care merită a fi luată în considerație. Prin urmare, rog respectuos acceptul domniilor voastre pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern. Cine este pentru, rog votarea. Vă mulțumesc, aprobat. Revin la dumneavoastră, stimate domnule Năgăcevski, ca să dați citire următorul proiect de hotărâre de guvern. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, un alt proiect de hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri, dar aici deja se propune a se transmite cu titlul gratuit din administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Agenției Servicii Publice, în administrarea Ministerului Justiției, gestiunea Inspectoratul Național de Probățiune,
a unor încăperi din clădirea administrativă amplasată în orașul Cimișlie, Bulevardul Mihai Viteazu, 48, etajul 2, cota o doimii din bunul imobil cu numărul indicat în proiectul de hotărâre și bunurile din cadrul încăperilor conform anexii. Notez, Inspectoratul Național de Probațiune are o criză acută de sedii, de spații și aici, împreună cu cancelarea, am identificat un spațiu care nu este utilizat decât cancelarea de stat sau de către ASP și s-a ajuns la un acord prin care să fie transmis acest bun în gestiunea Ministerului Justiției, Inspectoratul Național de Probațiune, pentru a-i asigura activitatea eficientă a inspectoratului, deoarece are o sarcină destul de complex în ceea ce privește sarcinile sale legale și prin acest proiect de lege, proiect de hotărâre de guvern, în principiu îi ajutăm pe ei ca ei să poată să activeze eficient și în Cimișlie, adică la Sudul Republicii Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, stimate domnule ministru. Este adevărat, trebuie să depunem efortul necesar pentru a asigura bunele condiții de activitate a celor care muncesc în Inspectoratul Național de Probațiune și, prin urmare, dacă s-a găsit această soluție împreună cu Agenția Servicii Publice și Cancelarea de Stat. Prin urmare, rog respectuos membrii Guvernului să supunem votului acest proiect de hotărâre de guvern. Cine este pentru, rog să votăm. Vă mulțumesc. Aprobat. Tot domnul ministru Nagacevski, rog și următorul punct de pe agenda. Da, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune un proiect de hotărâre privind la modificarea unor hotărâri de guvern. Acest proiect de hotărâre de guvern vine să consolideze capacitățile Inspectoratului Național de Probațiune, care, urmarea modificărilor legislative făcute anul trecut, are obligația de a asigura monitorizarea electronică, în special a agresorilor violenței în familie. Și în contextul în care numărul agresorilor, spre regret, este în continuă creștere, capacitățile de personal ale inspectoratului fiind limitate, prin acest proiect noi propunem creșterea numărului de unități de personal cu 20, fapt care în principiu a fost agreat cu toți actorii interesați, inclusiv Ministerul Finanțelor sau în special Ministerul Finanțelor Republicii Moldova, și totodată se propun anumite modificări în regulamentul cu privire la monitorizarea electronica persoanelor și anume ajustarea cadrului normativ pentru a eficientiza anume procedurile de monitorizare electronică a persoanelor. Deci totul vine în contextul luptei cu violența domestică, un sarcină sau un angajament declarat de către Guvernul Republicii Moldova și de care noi ne ținem și cred că ne vom ține încă mulți ani în continuare, deoarece este o problemă gravă pentru Republica Moldova în integritatea sa. Mulțumesc. Da, mulțumesc, stimate domnule ministru. Este adevărat că monitorizarea electronică a infractorilor permite degajarea penitenciarilor din țara noastră și este o măsură de control, dacă doriți, din partea statului față de persoanele, cetățenii Republicii Moldova, care nu sunt prieteni cu codul penal sau alte coduri în vigoare în legislația Republicii Moldova și atunci, într-adevăr, urmărirea, monitorizarea electronică a acestor persoane permite un control mai riguros, nefiind nevoie de izolarea acestora în celulele penitenciarilor. Și pentru a asigura buna funcționarea procedurii respective, evident că Ministerul Justiției are nevoie de majorarea nu foarte mare, repet, nu foarte mare, a personalului care va fi implicat în monitorizarea respectivă. Prin urmare, stimați colegi, rog și eu, la rândul meu, să acordăm suport colegilor de la Ministerul Sănătății, pardon, mă scuzați, domnul ministru Nagacevski, de la Ministerul Justiției, și să supunem votului acest proiect de hotărâre a Guvernului. Cine este pentru, rog frumos să votăm. Vă mulțumesc, aprobat. Stimați colegi, cu aceasta noi am epuizat agenda propusă spre examinare la ședința de astăzi a Guvernului, dar permiteți-mi însă să vin cu în regim de urgență cu un nou punct în agenda, solicitând respectuos acceptul dumneavoastră pentru alocarea din fondul de intervenție a Guvernului a sumei de 150.000 de lei pentru evacuarea din fâșia Gaza a 31 de cetățeni ai Republicii Moldova.
Cunoașteți foarte bine care este situația la ora actuală în fâșia Gaza, confruntarea între Israel și fâșia Gaza, unde sunt la ora actuală, potrivit informației colegilor noștri din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, 7 femei cetățeni ai Republicii Moldova cu 24 de copii care și ei, la rândul lor, în mod automat, sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Prin urmare, luând în considerație solicitarea acestui grup de 31 de cetățeni ai Republicii Moldova de a fi repatriați cât de curând posibil în patrie, rog respectuos să acceptăm în ședința de astăzi, în temeiul articolului 19, litera G, și articolul 36, alineat 1, litera B, din Legea Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetare Fiscale numărul 181 din anul 2014, cu modificările ulterioare, guvernul propune să decidă, sau eu propun ca guvernul să decidă. Ministerul Finanțelor va aloca Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 150.000 lei din fondul de intervenție al Guvernului pentru evacuarea din fâșia Gaza a 31 cetățeni ai Republicii Moldova. Și tradiționalul punct 2 prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea, repet, în regim de urgență a unei astfel de hotărâri de guvern, pentru asigurarea readucerii în patria 31 de cetățeni ai Republicii Moldova din fâșia Gaza, rog respectuos votul dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc mult și sper că colegii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene vor face tot posibilul ca cele 7 mame cu 24 de copii, toți fiind cetățeni ai Republicii Moldova, să ajungă cât de curând înapoi în patrie. Vă mulțumesc, cu aceasta dați-mi voie să încheiem ședința de astăzi a Guvernului și cu această ocazie dați-mi voie să vă urez, aveți grijă de sănătate, păziți-vă, ca să avem suficientă energie să activăm în continuare. Vă mulțumesc și dați-mi voie să vă doresc o zi frumoasă mai departe. Mersi!